Lupta cu amazoanele. Din cer, în vremea asta, priveghea însă Hera. Ea a văzut că-i pace și că fiul Alcmenei dobândea prea ușor, prin vorba iscusită, splendida cingătoare. Regina era gata să o scoată de pe mijloc, să o dea, fără zăbavă, eroului Heracle. Atunci s-a prefăcut și ea în amazoană, călare în armată. A sărit în mijlocul femeilor, strigând: "Minciună ne rostește acest fiu al Alcmenei. El nu vrea altceva decât să ne omoare și să ne ia regina, nu numai brâul ei." Și-a vorbit zeița atât de înverșunată, încât războinicele femei s-au și aprins, s-au pregătit de luptă. Lăncile au lucit. Din arcuri a țâșnit o ploaie de săgeți. Degeaba Hipolita încerca să le țină. Nimeni nu asculta. Toate intrau în luptă repezindu-se dârze, să arunce lănci, săgeți sau pietre în eroi. Dar, fără înfricare, și fiul Alcmenei și toți ceilalți eroi nu s-au înspăimântat. Au tras roi de săgeți și lănci spre amazoane. Când a intrat Heracle în luptă, mai ales părea că se abate furtuna într-un lan, ca spicele cădeau vestitele amazoane trântite la pământ cu caii lor cu tot. Au căzut prizoniere frumoasa Antiopa și o căpetenie pe nume Menalipa. Regina Hipolita ținea nespus de mult la fecioara aceasta și fiindcă Menalipa plângea și se zbătea sub brațul lui Heracle, regina Hipolita i-a dăruit, în schimbul libertății fecioarei, scumpa ei cingătoare, plină toată de vrăj, să o ducă Admetei, fiica lui Euristeu, preoteasă a Herei. Frumoasa Antiopa a rămas însă pradă eroului Tezeu. Vacile lui Gerione. Cea de-a 10-a ispravă săvârșită cu cinste de eroul Heracle s-a petrecut departe în asfințitul lumii. "Te vei duce, Heracle," i-a poruncit din nou regele Euristeu, "la marginile lumii, unde seară de seară coboară Helios, strălucitorul soare, ca să se odihnească. Acolo vei afla pe un uriaș, Gerione, într-o insulă mică numită Eritia. Uriașul Gerione, un nepot al Meduzei, are cirezi bogate de vaci roșii ca focul dăruite de zei. Tu să mi le aduci pe toate la Micena și, de nu ești în stare, te voi scurta de cap cu legea de stăpân." Și-a trecut Heracle Marea în Africa. Cu o plută săvârșită de mâna lui pe țărm, dintr-un copac uriaș. De aici, prin Libia, a sosit după multă, prea multă oboseală, străbătând tot pustiul chiar la capătul lumii. Acolo e o strâmtoare unde se întâlnesc oceanul nesfârșit, Africa și Europa. Pentru că acest drum îl istovise mult, Heracle a vrut să lase pe veci o amintire a suferinței sale. Și atunci a smuls din coaste două stânci mari albastre. Le-a așezat cu grijă de o parte și de alta în strâmtoarea aceea care unea oceanul cu Africa și Europa. Stâncile din strâmtoare s-au numit de atunci coloanele lui Heracle. Insula Eritia, ținta eroului, se găsea însă în larg. Nu era niciun mijloc să ajungă până acolo. Pe țări nu se vedeau copaci să-și facă o plută. Venise însă seara și zeul Helios se cobora cu carul înflăcărat din slavă. Din razele ce ardeau pe fruntea zeului se răspândea dogoare atât de nemiloasă, încât bietul Heracle n-a mai putut să o îndure. Și
Supărat amarnic, a pus mâna pe arc. Era gata să tragă în zeul Helios, crezând că vrea anume să îi pârjolească trupul. Dar zeul Helios, mișcat de voinicia eroului Teban, l-a îndemnat să-și lase armele la o parte. Lasă arcul încolo, căci eu sunt Helios, zeul ce încălzesc pământul și pe oameni. Și fiindcă știu că vrei să ajungi în Eritia, uite, îți împrumut barca mea cea rotundă, făcută de Hefaistos din aur și argint, a rostit Helios. Însă o să-ți fie greu să lupți cu Gerione. El nu are un trup, ci trei, prinse din mijloc. Are trei capete și șase mâini enorme. La fel, șase picioare. Luptând, el te izbește cu câte trei săgeți și trei lănci dintr-o dată. Mai bine nu pleca. Totuși, fiul Alcmenei nu s-a înfricoșat. A și sărit în barca rotundă, fermecată, vâslind spre Eritia. La țărm s-a arătat alt uriaș, Eurition, ciobanul ce păzea cirezile de vaci ale lui Gerione și câinele său, Ortos. Ortos avea și el două capete hâde și era frate bun cu câinele lui Hades, paznicul din infern. După ce a biruit pe cioban și pe Ortos, Heracle a fost silit să dea piept cu stăpânul cirezilor de vaci, uriașul Gerione. Lupta n-a fost ușoară. Heracle a fost lovit, dar vitejia lui și gheoaga cea grozavă l-au ajutat să învingă. El a suit în barca de aur cea rotundă a soarelui, cireada de vaci nemai văzute, și a plecat spre casă. Trecuse în Europa și își mâna cireada prin munții Pirinei, prin Galia, pe urmă prin Italia. Aici, zeița Hera i-a răzlețit o vacă ce s-a pornit în nod până în Sicilia. A trebuit să o caute, să lupte pentru ea cu un fiu al lui Poseidon, care o ascunsese într-o cireada lui. A ajuns după aceea la Marea Ionică. Aici, zeița Hera a semănat turbarea în toate vacile. Lovite de turbare, s-au rătăcit prin lume în cele patru colțuri. Iar le-a căutat voinicul. Cu greu le-a adunat și le-a adus pe toate regelui Euristeu. Numai că Euristeu a poruncit să fie vacile înjunghiate și carnea lor jertfită ocrotitoarei sale, soaței lui Zeus, Hera. În ținutul lui Hades. Se spune că de ciudă regele Euristeu s-a dus pe urmă în templul zeiței și plângând îi glăsuia astfel. Cum? Nu e niciun mijloc să-l răpun pe Heracle? Nu este niciun monstru să-l facă bucățele? O, Hera, tu mă învață unde să-l mai trimit. În tine mi-e speranța. Tu ai făcut prin vrajă ca să ajung pe lume eu înaintea lui și astfel să fie rege, iar el numai un sclav. Ajută-mă și acum, nu mă lăsa, zeițo. Mi-e teamă de Heracle, căci el e prea puternic și eu sunt prea slab. Și cum să lupt cu el? Aș vrea zeițo să-l văd odată înfrânt și să respir în voie, scăpat de marea teamă că se va răzbuna. Nu plânge, zicea Hera, de asta te-am înălțat pe tronul din Micena, ca tu să te jelești, iar el să biruiască un monstru după altul fără a păți nimic. Ascultă, Euristeu, nu pierde nicio clipă. Trimite-l, dar la Hades, să-ți aducă pe Cerber, câinele lui de pază, cel cu trei capete. Așa se va sfârși. Pe Cerber? Cum?
La Hades? Cum de nu m-am gândit? Îți mulțumesc, zeițo! Și îndată a dat poruncă regele din Micena sclavului său Heracle să plece în ținutul cel negru al lui Hades. Se aducă pe Cerber, teribilul dulău cu capete de aramă, cu inimă de piatră și șerpi încolăciți în gheme pe grumaz. Să mi-l aduci, dar iute, s-a răstit Euristeu, de nu pătrunzi la Hades și nu-l răpești pe Cerber, s-a terminat cu tine. Știi moartea ce te așteaptă. Știi că ești blestemat chiar prin voința Herei. Și eroul Heracle a pornit iar pe cale. A 11-a muncă știa că e mai grea ca toate celelalte. Răpirea câinelui Cerber. Și-a mers. A căutat locul, o peșteră adâncă, prin care se putea pătrunde în infern. Înfruntând genii, monștrii care stăteau în cale, ajunge până la Hades. Umbrele din infern, cum îl zăresc, aleargă și s-ascund prin cotloane, pentru că și Heracle era înfiorător, mai ales la mânie, și gheoaga lui uriașă și chiar pielea de leu purtată pe spinare îl făceau mai cumplit. Pe o stâncă sta în lanțuri greu osândit Tezeu, acel care îl urmase la pontul Euxin în țara Amazoană, pe viteazul Heracle. Era lănțuit pentru că încercase să o fure pe soția regelui din infern, pe Cora Persefona, pentru prietenul său, regele Piritou. Heracle îi rupe lanțul doar cu o smucitură, îl trage de pe stâncă și îi arată calea de întoarcere acasă prietenului Tezeu. Pe urmă se îndreaptă către tronul lui Hades și glăsuiește tare. Venit am până aici ca să ți-l iau pe Cerber, paznicul tău și al morții, și nu te împotrivi, căci îl voi lua oricum. Hades a înțeles, la fel ca zeul Ares, că lupta cu Heracle nu ar fi fost ușoară. N-a îndrăznit să-i stea prea tare împotrivă, dar i-a răspuns viclean. Poți să mi-l iei, Heracle, dacă te simți în stare să mi-l dobori pe Cerber, fără să lupți cu arme. Las gheaga la o parte. Nu folosesc nici arc, nici paloș și nici lance. Cu mâna ți-l dobor, a mai rostit Heracle și s-a și repezit. L-a înșfăcat pe Cerber, temeinic de grumazuri, și l-a strâns ca într-un clește. Șerpii lui șuierau și încercau să-l muște. Coada îi se zbătea, însă era zadar. L-a strâns atât pe Cerber, atât l-a gâtuit, până ce și acest monstru s-a prăvălit ca mort. Lasă-l, a strigat Hades, lasă-l, l-ai biruit. Poți să mi-l iei, Heracle, numai nu-mi omorâ pe bietul câine, Cerber. Și atunci eroul nostru l-a aruncat pe un umăr pe câinele lui Hades și a pornit spre Micena, spunându-i la plecare zeului din infern. Nu fi mâniat, Hades, că ți-am înfrânt pe Cerber. Și moartea uneori o putem birui, dar confruntăm, dar pe un biet cățel care-i paznicul ei. Pe drum, pe cât se spune, din gurile lui Cerber a picurat venin și de pe trup o spumă. Era sudoarea lui. Unde au căzut spuma sau verdele venin, au crescut buruieni, cucută, mătrăgună, tot ce-i otrăvitor. Și așa, după legendă, s-au ivit plantele veninoase. Auzind Euristeu că a sosit Heracle cu Cerberul pe spate, înspăimântat de moarte și tremurând ca varga, a sărit în butoi. În butoiul de aramă, unde se ascundea de câte ori Heracle aducea câte un monstru, tot din porunca lui. Și de acolo țipa. Du-l înapoi, Heracle, du-l înapoi, te rog,
A fost numai o glumă. Ce să fac eu cu Cerber? Ce, nu am câini destui? Du-l înapoi la Hades. Te rog acum, ca prieten, nici nu-ți mai sunt dușman. S-a întors din nou Heracle în infernul lui Hades și a zvâlit dulăul în peștera de piatră, unde sălășluia. Înfrângerea lui Nereu. Dar cum s-a văzut liber de spaimă și primejdii, regele Euristeu și-a schimbat iară glasul. Bine, până acum, Heracle, ai împlinit mereu poruncile primite, adică 11. Mai este încă una. 12 stoate și de vei izbuti, sau țărât tiranul, vei fi eliberat. De nu, știi tu prea bine, te așteaptă, hai să vezi. Deci, ia-ți din nou măciuca și pleacă să-mi aduci merele fermecate. Da, merele de aur, despre care aud că s-ar găsi în grădina nimfelor Hesperide. Pe unde o fi grădina, nu știu, nu mă privește, dar să-mi aduci 3 mere. Pornește! Poruncesc! S-a dus din nou Heracle pe căile robiei și iar a colindat lumea toată de-a rândul, cum cerea Euristeu, cel sfătuit de Hera. Și unii spun că Atena i-ar fi destăinuit eroului Heracle că drumul spre grădina cu merele de aur îl știe doar Nereu, un bătrân zeu al mării. Atâta că Nereu nu-l va mărturisi, decât silit prin lupta. A trebuit să aștepte pe țărmurile mării Heracle multă vreme până ce l-a zărit pe zeul cel bătrân, când a ieșit odată să stea puțin la soare. Și fără multă vorbă, eroul i-a sărit îndată în spinare și s-a luptat cu el. Era dibaci bătrânul și avea mușchi de oțel. S-au luptat mult acolo pe prundurile mării, s-au prăvălit în ape, s-au ridicat pe țărm și, în sfârșit, Heracle l-a strâns peste mijloc, cu mâinile încleștate și l-a legat burduf. Zadarnic zeul mării a luat înfățișări de taur și de cal, berbece și chiar câine, n-a mai putut să scape. Silit, zeul Nereu a spus unde-i grădina. La marginile lumii, în locul unde Atlas ține pe urmeri cerul, iar grădina se află sub paza unor nimfe, numite Hesperide, niște nimfe ale serii și a unui monstru, Ladon, cu un ochi neadormit. De va putea Heracle să ajungă până acolo, să-l învingă pe monstru, să treacă și prin vraja nimfelor Hesperide, va putea să culeagă din fructele de aur, dar calea spre grădină nu o știe nici el, cu toate că e zeu. Și cine o știe oare? L-a strâns tare Heracle. O știe unul singur, însă el e înălțat din porunca lui Zeus pe o piatră colțuroasă, pe Elbrus, în Caucaz, și un vultur îi sfâșie ficatul neîncetat. Acesta-i Prometeu, părinte al omenirii, a glăsuit Heracle. Nu-i nimeni ca să fie mai prețuit de mine în toată lumea asta. S-a jertfit pentru oameni. Zace de atâta vreme lanțuri pe nedrept, greu osândit de Zeus, de când râvnesc la cinstea de a le elibera. Să nu cutezi, Heracle, a spus zeul Nereu. Pe nimeni nu urăște mai mult marele Zeus decât pe acest titan ce a îndrăgit pe oameni, supărându-i pe zei. Încotro este drumul spre Elbrus, a întrebat, cuprins de nerăbdare, fiul mândrei Alcmena. Încolo, i-a răspuns Nereu cu încruntare, arătându-i cu mâna spre răsăritul lumii. Dar stai, nu te pripi. Însă fiul Alcmenei nici nu-l mai asculta. Cu pas grăbit pornise voios spre răsărit.
Eliberarea lui Prometeu. Și a mers Heracle străbătând mări și țări și s-a luptat pe drumuri cu un uriaș, Anteu, un alt fecior al Gheei. Acest uriaș vestit chema petrecătorii prin țara lui la luptă și toți erau învinși. De fapt, Anteu, uriașul, avea o taină în luptă. El fiind feciorul Gheei, cât timp atingea țărâna, pământul cel născuse era nebiruit. Pământul larg, chiar Gheia, îi da din nou puteri. Și cum trecea Heracle prin Libia, uriașul a strigat: Voinice, vino încoace să ne încercăm puterea și care o fi învins să-i se stingă viața. Te învoiești? Firește! A încuvințat Heracle. În acest fel s-au prins la luptă îndârjită, dar feciorul lui Zeus și voinic și isteț a cam băgat de seamă că ori de câte ori îl ridica pe Anteu, iute-i slăbea puterea. Și cum îl trântea jos, cum atingea uriașul doar talpa de pământ, iarăși se înviora. Dornic să nu-i mai scape, l-a prins de sub țiori, l-a ridicat în sus și l-a ținut așa o vreme îndelungată, strângându-l tot mai tare, zdrobindu-i os de os. Nemai putând să adune putere din pământ, Anteu, sleit cu totul, s-a prăvălit învins. S-a mai luptat pe urmă eroul și cu alți regi, căci era calea lungă. Dar până la sfârșit, tot a ajuns pe munte, pe Elbrus, în Caucaz. Aici zăcea feciorul titanului Apet, cel osândit de Zeus, la chin pe veșnicie, pentru că dăruise celor de pe pământ focul răpit de zei. El sta legat în lanțul cu mâinile la spate și un piron în piept, și vulturul lui Zeus, flămând necontenit, cu ghearele înfipte în trupul său slăbit, îi scormonea ficatul cu ciocul însângerat, fiindcă nici o clipă titanul osândit nu s-a plecat lui Zeus și n-a cerut iertare. Dar Prometeu, titanul, de mii și mii de ani înlănțuit pe stâncă, privea tot neînfricat spre cer și spre pământ. Așadar, tot aici te afli, Prometeu, a glăsuit Heracle când a ajuns acolo și s-a urcat pe munte, luptându-se cu vântul ce aducea cu sine grindini biciuitoare. Tu cine ești, voinice? A murmurat titanul, văzându-l pe viteaz în vârful muntelui. Heracle mă numesc. Sunt fiu de pământeană. Tu suferi pentru oameni și un om te va salva. Dar nu te tem de Zeus și de mânia lui? Nu, nu mă tem de nimeni. Tu singur ne-ai dat pildă. Ai ridicat din tină pe muritori, titane. Le-ai dăruit puterea de a înfrunta pe zei. Din cer, în acea clipă, s-a auzit un țipăt și un vâjit de spaimă. Venea dinspre Olimp chiar vulturul lui Zeus cu aripile întinse, cu ochii roșii de foc și cu ciocul de oțel. Se rotea împrejurul acelei stânci înalte, țipând cu amenințare, gata să se repiadă către cei doi eroi, gata să-i pedepsească în numele lui Zeus. Ferește-te, Heracle, a rostit Prometeu, în timp ce vântul aspru urla peste Caucaz. E vulturul lui Zeus cu ciocul de oțel, cel care îmi sfâșie ficatul zi de zi. E vulturul lui Zeus, a hohotit Heracle, de azi nu va mai fi. Și și-a pus o săgeată muiată în veninul Hidrei, ucisă în Lerna, în arcul său temut. Și în timp ce în aripatul trimis al cerului se avânta spre ei, a țintit plin de grijă. Coarda a zbârnit. Săgeata și-a luat zborul și vulturul lui Zeus, cu aripile întinse,
dând țipătul de moarte, s-a prăvălit străpuns în marea furtunoasă. Se spune că atunci vântul s-a întețit. Prometeu se zbătea în lanțurile sale, dar ele, cetluite de zei olimpieni, erau cu mult prea tari pentru puterea lui, atât de mult sleită în viacurile lungi de când s-a osândit. Însă fiul Alcmenei și-a proptit un picior în colțuroasa stâncă și când a tras de lanțuri, le-a rupt numai decât. A smuls apoi pironul gros și lung de aramă din pieptul celui care suferea pentru oameni. Furtuna și mai tare s-a întețit atunci. Cerul s-a despicat. Bubuituri grozave au sunat din Olimp. Valuri de grindină i-au izbit pe eroi cu pietre mari cât oul. Muntele cel înalt se clătina și el, încât părea că este o plută frământată de valuri pe ocean. Olimpul clocotește de ură și de mânie că m-a eliberat, a mai spus Prometeu. Zadarnică mânie, a rostit liniștit sclavul lui Euristeu. Coboară-te, titane, sprijină-te pe mine. Și fiul lui Apet, deși sleit de chinuri, s-a coborât încet, dar maestuos, din munte, sfruntând cu ochii cerul în mijlocul acelei cumplite vijelii. Marele Prometeu uitase cum se umblă și greu putea păși. Spun unele legende că Zeus ar fi vrut să-și ucidă feciorul în clipele acelea de groaznică mânie. Văzându-l pe Heracle că a eliberat din lanțul de pe munte, pe dușmanul de moarte, pe dârzul Prometeu. L-a domolit Atena, ce a reamintit că, după prevestirea bătrânului Uranus, puteau să se ridice din nou feciorii Gheei, giganții fioroși, la luptă contra lui și a olimpienilor. Și atunci și-ar pierde tronul însuși marele Zeus, de n-ar putea să aibă pe fiul său Heracle alături în război. Mai bine să-i dea pace. Prometeu a scăpat din lanțurile sale, dar e prea ostenit, nu mai poate lupta. Și fiindcă el a fost osândit să rămână lănțuit de o piatră, să facă făurarul Hephaistos cel șchiop, un inel, o berigă. La ea să pun o piatră, iar acel inel să-l poarte Prometeu. Eu însumi îl voi da, pe mine mă va crede că nu-i un vicleșug. Așa rămâne totul în lume neschimbat. Nici Heracle nu piere și îți poate ajuta la vreme de nevoie, iar Prometeu păstrează lanțul, acea verigă legată de o piatră, precum ai jurat tu. Și de atunci se zice că s-a făcut inelul cu piatră nestemată ce se poartă și astăzi în amintirea celui ce a fost înlănțuit. După această faptă, Prometeu a plecat într-o insulă mică de la capătul lumii, unde sălășluia bătrânul Uranus, cel doborât de Cronos, să-și osândească trupul atât de chinuit. Heracle aduce merele de aur. Ei s-au îmbrățișat și Prometeu Titanul l-a învățat pe Heracle în ceasul despărțirii ce drum urma să apuce ca să ajungă grabnic în țara Hesperidă. Acolo, în grădina nimfelor Hesperide, a rostit Prometeu, cresc merele de aur. E toată avuția pământului furată și închisă într-o grădină de zei olimpieni. Tu du-te și le-o smulge, adu-o întregii lumi. Voi fi tare ca tine, a glăsuit Heracle și a pornit la drum. N-a trecut mult și sclavul regelui din Micena a ajuns la Atlas, în țara Hesperiană. Aici ședea Atlas cu picioarele în mare și pe umeri purta larga boltă cerească. Mai departe de el se întindea grădina în care străluceau prin frunzele de aur merele fermecate, bogate în parfum. Când a sosit Heracle, a rostit lui Atlas:
Bătrân slăvit, sunt fiul Alcmenei și al lui Zeus, trimis de Euristeu să-mi dai câteva mere. Eu am să-ți dau ce-mi ceri, a glăsuit titanul, dar în schimb să ții tu cerul cât timp le voi culege. Ți-l țin, a spus Heracle. Bolta e nespus de grea. Nu-mi pasă, tot o țin, a glăsuit Heracle. Și fiul lui Apete a trecut lui Heracle bolta ușor pe umăr. Era atât de grea că mușchii lui Heracle s-au îngroșat ca munții. Sudoarea îi curgea în râuri, deșale se plecase aproape de pământ. Atlas, în vremea asta, s-a dus și a cules numai câteva mere. S-a întors și a spus: te-ai înșelat, Heracle. Te voi lăsa aici în locul meu pe veci. M-am săturat să port povara blestemată pe care însuși Zeus mi-a pus-o pe spinare. Te las aici cu bine, iar eu plec la Micena cu merele de aur. Și hohotind de râs, Atlas a vrut să plece. Heracle, pentru o clipă n-a știut ce să facă, pe urmă i-a răspuns: desigur, ai dreptate, ai îndurat destul, dar eu nu sunt ca tine, sămânță de titan, și umărul mă doare. Aș vrea să-mi pun pe umăr blana asta de leu, să-mi fie mai ușor, deci ia-ți înapoi, Atlas, bolta, numai atât, cât îmi aștept pe umăr blana moale de leu. Atlas era și red, dar nu și înțelept. A pus merele alături și a luat pe umăr bolta. Hai, potrivește-ți blana, a spus el lui Heracle. Însă Heracle a râs. Așa te socoteai, bătrânule Atlas, că poți să mă înșeli, dar una-i socoteala și alta e isprava. Rămâi deci tu cu bine, îmi pare rău de tine, dar nu-ți pot ajuta. Și luând acele mere, de unde erau lăsate de titanul Atlas, Heracle a pornit cu ele spre Micena. Euristeu le-a primit negru de supărare. Nici cea din urmă muncă nu i-a fost de folos și n-a putut să aducă pieirea lui Heracle. Nemai având ce face, regele Euristeu a trebuit să spună înaintea tuturor că eroul Heracle a împlinit cu cinste 12 munci. Poate să plece liber din orașul Micena. Scăpase deci Heracle de cruntul Euristeu. Dar în Olimp, zeița cea nemiloasă, Hera, tot îl mai urmărea și nu voia să-l ierte, că s-a ivit pe lume din dragostea lui Zeus cu regina Alcmena. Înșelăciunea lui Nessus. Și-a trebuit Heracle să intre în alte lupte, să înfrunte și alți monștri și fiare și alți regi. Nici nu pot fi descrise, atâtea sunt de multe aceste întâmplări. L-a ajutat pe Zeus să învingă pe giganți. A pedepsit pe un lege Laomedon și din Troia care îl înșelase. S-a războit cu Ares și cu feciorii lui și a înfrânt în luptă. S-a bătut cu Apollo și a înfrânt pe Ahelou, un fluviu zeu puternic, fecior al lui Ocean. Acesta își pusese privirea însetată pe o copilă de albă, mândra de Aneira, pe care și-o dorea Heracle de soție. Biruind pe Ahelou, Heracle s-a însurat cu frumoasa fecioară. Plecând apoi spre casă, Heracle și cu soața au întâlnit alt fluviu cu apele umflate. Aici sta un centaur cu numele de Nessus. Centaurul acesta ajuta călătorii în schimbul unei plăți să treacă peste fluviu. Ajungând și Heracle cu tânăra soție prin locurile acestea, Nessus s-a înviat să treacă pe mireasă pe malul celălalt. Heracle s-a învoit, ba i-a dat și plată. Atunci Dea Neira s-a urcat pe spinarea centaurului Nessus. Urma ca mai apoi să-l treacă pe Heracle. Atâta doar că Nessus și el se îndrăgostise de frumoasa mireasă. De cum a trecut râul, a vrut să ia la fugă să răpească mireasa să piară prin păduri. Însă Dea Neira a început să țipe.
Heracle, auzind glasul iubitei lui soției, deși năvălea râul cu unde învârtejite, s-a năpustit în not. Sosind apoi pe țărmul care îi sta împotrivă, a pus săgeata în arc, săgeată ce avea vârful muiat în fierea dihăniei din Lerna. Dar nici centaurul n-a vrut să-și dea sfârșitul fără a se răzbuna. Fiind sfătuit de Hera, Nesus, în ceasul morții, a strâns tot acel sânge într-un vas de pământ, l-a dat Dea Neirei, învățându-o așa: tu, prea frumoasă fată, ești cea din urmă ființă pe care o trec râul și, fiindcă te-am iubit, doresc să-ți fac și un dar. Uit ura pe Heracle, trăiește fericită, dar ia sângele acesta care-mi curge din rană. Adună-l într-un vas și tăinuiește-l bine. Dacă nu păstrezi taina, sângele își pierde vraja. Și dacă vreodată Heracle și-o răci dragostea pentru tine, îmbibă-i puțin haina în sângele-mi jertfit și el se va întoarce. Nici o altă femeie nu va mai izbuti atunci să-i fie dragă. Păstrează însă taina, a mai murmurat Nesus cu ultimul suspin, și încrede-te în mine. Mândra Dea Neira s-a lăsat amăgită cu gândul să-și păstreze dragostea lui Heracle. Copilă fără minte s-a încrezut în Nesus. Aproape fără voie a luat vasul cu sânge și l-a vârât sub haină. Tocmai venea Heracle. El l-a împins pe Nesus în apă cu piciorul. Luând-o pe soața sa de mână, cu iubire, au pornit împreună spre casă, mai departe. Hera urzește eroului noi suferințe. Părea acum că totul în sfârșit va fi bine. Dea Neira, soața frumoasă iubitoare, i-a dăruit și un prunc, un băiat dolofan care se numea Hilos. Tare mai îndrăgea Heracle și pe soață și pe flăcăul lui. Numai zeița Hera, ura ei nestinsă, nu se mai potolea. Și într-o zi, când Heracle ședea cu un bun prieten, Ifite, sus, pe zidul cetății din Tirint, vorbind de câte toate, l-a zărit iar zeița cel urat de moarte. Și ce a dat prin gând? A fost Heracle sclav la regele Micenei, dar a scăpat cu bine. Hai să-l robească iarăși și să-i pricinuiască alte noi suferințe. Și-a trimis o furie, un geniu al lui Hades, să-i rătăcească mintea. Heracle a simțit o fierbințeală în piept, ochii s-au făcut ca la un lup turbat. Brațul împins de Hera l-a lovit pe Ifite fără de pricină și el a căzut jos, izbindu-se la frunte, rămânând mort pe loc. După legea cea veche, urma a ispăși pentru astfel de faptă și pedeapsa era vinderea lui ca sclav oricui în lumea largă. Așa, fiul Alcmenei s-a pomenit iar sclav. L-a cumpărat Omfala, o regină trufașă, bogată, capricioasă, stăpâna Lidiei. L-a luat pentru 3 ani. În timpul cât Heracle a fost sclavul Omfalei, a îndurat umilințe. O, ce mai umilințe! Regina îl silea pe voinicul bărbat să se înveșmânteze în văluri ca fetele de casă, să toarcă pe fus lână, să țese la război pânzeturi pentru ea, cu mâna lui deprinsă numai în luptă grea, iar ea își punea în schimb lana cea fioroasă, ce se târa pe jos și lua în mână scutul și își punea armura și se juca cu gheoaga ce nimicise în luptă și monștri și balauri. Astfel se străduia să-l facă de ocară pe voinicul Heracle. Și el, cu moliciune, uitându-și bărbăția, privea la ea oftând că și acolo în robie Hera tot nu-i da pace. Trimisese pe Eros să-i săgeteze pieptul, să-i tulbure simțirea, făcând să-i izvorească o dragoste nedemnă de un erou ca el pentru acea regină din țara Lidiei, care îl umilea.
dar au trecut și anii cei negri de sclavie. Dea Neira, soața, îl aștepta plângând. Știa că o să găsească acasă lângă ea. Nu mai avea răbdare, ieșea mereu la porți și cerceta în zare. Când iată-i vine veste că în drumul spre casă, însoțit de tovarăși vitej, tot ca și el s-ar fi luptat cu un rege care îl bajocorise, că regele acel ar fi căzut în luptă și fiica lui, Iola, o prea gingașă fată, se afla între robi. Mai mult, chiar se zvonește că eroul Heracle a îndrăgit-o pe fata regelui Doborâș și o va lua de soție. Cum? Eu l-am așteptat atât de credincioasă, jelea Dea Neira, și el m-a și uitat. A îndrăgit pe alta. Dar vestea o dăduse din nou zeița Hera, în ura ei nebună, căci fără îndoială nici nu era așa. Heracle se gândise că va însura pe Hilos, fiul său mult iubit, cu gingașa Iola. Atunci Dea Neira, prinsă de deznădejde și-a amintit de sfatul ce îi dăduse Nesus în ceasul când pierise. A luat pe loc o haină, a îmbibat-o în sânge. În sângele lui Nesus, otrăvit de săgeata ce fusese înmuiată în verdele venin al hidrei de la Lerna, și-a trimis veșmântul iubitului Heracle, socotind că prin farmec își va recâștiga dragostea lui pierdută. Apoteoza lui Heracle. Acest trimis al soației a sosit la Heracle tocmai când se serbau biruințele sale și când se pregătea să se întoarcă acasă. Și în semn de cinstire pentru Dea Neira, Heracle a vrut să îmbrace haina abia primită. Însă, punând eroul veșmântul pe spinare, a simțit o arsură și stofa s-a lipit și a pătruns în carne, parcă îl bătea în cuie, parcă îl frigea cu jar. A vrut să-și mulgă haina, dar cum trăgea de stofă, îi se rupea și pielea. Carnea se sfâșia și îl durea mai tare. Oh, a început să spună Heracle, e prea mult. Cad în sfârșit din voia prea dușmănoasei Hera. Tu, Zeus, care știi că nu am nicio vină, fiindcă ți-am fost fecior, primește acum ofranda. Iată, sunt jertfa ei. Și el a dat poruncă să fie dus pe o targă de ramuri sus pe muntele Eta, lângă orașul Trahis. Aici să se ridice un rug, ca pentru mort. Cu ultimele forțe, în chinuri mai cumplite ca ale lui Tantal, căci tot mai mult o travă îi pătrundea în sânge, Heracle s-a urcat pe rugul pregătit. Unde-i Dea Neira? A întrebat eroul. Unde e soața mea? Soața ta și-a vârât în inimă un paloș, aflând că vei muri, au răspuns cei din preajmă. Dar Hilos, unde e? El este lângă tine și se va însura cu prințesa Iola, precum ai hotărât. Atunci totul e bine, să se aprindă rugul. Aprindeți, poruncesc. Cum, nu îndrăznește nimeni? Nu, nu putem, Heracle, au răspuns toți bărbații ce erau lângă el. Cine să îndrăznească să dea foc unui rug care va arde trupul celui mai viteaz om, celui mai bun om din lume? Tu ce ai distrus pe monștri și ai luptat pentru oameni, să pierzi de mâna noastră? Heracle, nu putem! Aprinde-ți iute rugul, mă chinuiesc prea mult, a mai rostit Heracle. Înduioșat pe semne, Filoctet, un bun prieten care îl însoțise în lupte deseori, a scăpărat amnarul și a vârât scânteia sub rugul cel înalt. Focul a prins ardă și trupul lui Heracle s-a învăluit încet în flăcări orbitoare. Plângeau toți cei de față, gemând cu întristare. Numai el nu gemea, sta neclintit în giulgiul de flăcări ce îl învăluia.
În clipita aceea, legendele ne spun că s-a despicat bolta și trăsnetele au căzut și fulgere mai albe ca neaua de pe munți. Un car făcut din aur s-a coborât din cer și în el se aflau Hermes, Athena și Nike, zeița biruinței. Nike conducea carul, iar Hermes și Athena l-au ridicat îndată pe erou între ei. L-au purtat spre Olimp. Acolo însuși Zeus l-a întâmpinat la porți și după atâta trudă și atâtea suferinți pe care le îndurase în viața sa Heracle, s-a înduplecat și Hera. În cântece voioase, Zeus a poruncit ca eroul Heracle să rămână în Olimp. Și în semn de împăcăciune, Hera i-a dăruit pe fiica ei de soață, pe grațioasa Hebe, zeița tinereții.